foarte mult diferit față de anul trecut. Ce dorim noi să fie anul acesta un plus, da? Activitățile să fie atrăgătoare pentru voi și să reușim să ne mobilizăm împreună cu colegii din tot județul, să facem activitățile nu doar singuri, să vadă și alții de ce suntem noi în stare și la ce ne putem angaja, cât de multe lucruri frumoase putem face împreună. Veți avea ocazia să cunoașteți alți copii din școli de la țară, din școli de la oraș. Vom mai merge ca și altă dată la grădinițe, la licee, la diferite biblioteci, da? Și veți avea ocazia să faceți niște activități, zic eu, foarte interesante. Revin cu rugămintea reprezentanții claselor să mergeți în clasă și să spuneți colegilor că s-a lansat astăzi proiectul Lectura Minunată a Lumea Cuvintelor, da? Așa cum vedeți, scris acolo, și să le spuneți că profesorii și dirigenții îi vor anunța când vom demara activitățile la care să vă puteți, să puteți și voi participa. Dacă aveți idei legate de citit, de lectură, de creații artistice, nu ezitați să le spuneți profesorilor voștri de limba română sau dirigenților, pentru că noi putem să adăugăm în orice moment ideile voastre creative și deosebite, astfel încât să facem proiectul cât mai deosebit. Acum, eu o să dau cuvântul doamnei profesoare Barteș.